vreau să te relaxezi, da? O să faci un pic de gimnastică. Chiropractica este o terapie manuală prin care cu mișcări, tracțiuni, apăsări reașezăm articulațiile și posturăm coloana vertebrală. Chiropractica în primul și în primul rând ne schimbă starea, da? O stare de bine. Dacă avem probleme cu anxietăți, depresii, ne poate ajuta. Dacă avem probleme cu somnul, de asemenea ne ajută, da? Discopatii, hernii de disc, cervicale, lombare. Relaxat. Foarte bine. Ce presupunem exact chiropractica? Cum se desfășoară aceste ședințe? În primul și în primul rând, pacientul vine, da? Dacă acuză o durere, da? Deci dacă există un traumatism, dacă s-a lovit sau dacă este după o operație sau avem alt protocol, dar dacă vine doar de întreținere, îi facem o anamneză, da? Îi facem un istoric, vedem ce se întâmplă cu el, ce probleme are, ce operație a avut, ca să știm exact despre ce e vorba. Îi cerem pacientului un RMN ca să putem vedea exact ce se întâmplă, pentru că poate nu avem voie să-i facem anumite trosturi și atunci acționăm cu alte tehnici, fasciale, ligamentare, da, musculare. Pacientul poate să fie un pic speriat, dar nu este dureros. E vorba doar de o teamă. Membru inferior drept este un pic mai scurt. Relaxat, lași piciorul să cadă, da, îl lași să cadă, da, te relaxezi și urmărește-mă un pic. Pentru 3 secunde, cu jumătate din forța ta, nu cu toată forța, încerci să ridici piciorul sus, da, aici, iar eu o să țin contra. Acum te rog. 1, 2, 3, stop, relaxezi ușor, nu-i dai drumul dintr-o dată, îl controlezi, da? Relaxezi. Da, detensionăm. Cam așa ar trebui trăsnite degetele, da? Nu cum facem noi, da? Poziția asta, nu.